Salutare tuturor, eu sunt Rafael și astăzi vom rezolva mistere imposibile. De exemplu, avem pe ecran doi oameni și doar unul dintre ei este cu adevărat adormit, adică nu mai trăiește. Celălalt se preface. Și avem o bară jos care zici că e butonul de la YouTube. Între timp, like dacă o să vă placă jocul, vedeți imediat. Mutăm timpul mai înainte sau mai înapoi. Practic trec mai multe zile, a crescut barba, îi crește părul și vedem pe partea stânga că el este cel adevărat care nu mai trăiește, că s-a făcut albastru. Ok, își pierde corpul căldura, cred. Bun, și mergem mai departe. Sunt mai multe astfel de nivele. Am primit niște bănuți și trecem la nivelul 2. Și, bă, ce sunt bă cazurile astea? Apasă ca să vezi ce s-a întâmplat. Deci, noi trebuie să ne dăm seama ce obiect a rupt sfoara. Ok. Wow, a căzut pe spate și au cocoșat-o. Stai bă, ce? You have one free hint. Deci ne învață să apăsăm pe... E un buton mai jos aici, dar nu se vede pe ecran. Și ne zice să apăs pe... Practic îmi dă direct răspunsul, da? Dar noi dacă dăm în timp, vedem că asta a cocoșat-o cu adevărat. Deci nu sfoara, ci foarfeca. Deci am zis greșit. Nu trebuia să aflăm ce a rupt sfoara, ci ce a cocoșat-o. Ok. Dăm play, mergem mai departe. Cine este persoana care l-a mătrășit? I-a dat pe spate mătrașa. Pentru că de aici nu prea putem să ne dăm seama, s-a dus la saună, deși uite, are un ochi în sus și unul în jos, mă rog. A dat drumul la saună, nu prea se mai vede, i s-a turtit capul și a fost... Mamă! Păi, în primul rând, ăsta e singurul care pare uimit, ceilalți doi doar se uită, dar e clar unul dintre ei trei, pentru că sunt doar trei în cameră, da? Bun, și o să ne putem da seama, după mâna de aici, vedeți că are un tatuaj și când dăm înainte... Da, o să vedem că e a prima lor reacție. Ok, ăsta e uimit, ăștia... Aia, nu prea sunt impresionați, ăsta e fericit. Și ăsta este cel care l-a cuțitat. Ok, mergem mai departe. Vezi că e tare jocul? Nu e rău, nu e rău. Hai să vedem, la nivelul 4. Între timp, like, like, like dacă vă plac astfel de jocuri. Încercăm să mai diversificăm cu Roblox și cu alte chestii. Adică ne jucăm mult Roblox. Aici, cred că ne dăm seama dacă e în viață el sau nu. Se tot mișcă. Da, în momentul în care el ar trebui să fie adormit, cum am zice noi. Însă se mișcă pentru că e ceva aici, nu știu ce era. A, lor, era un șobolan. Cum a intrat mă ăla acolo? Nici nu înțeleg. Stai. Ah, ok. Credeam că nu e bine sau nu știu ce mi-a părea. Rate us. Mai târziu, mai târziu, că acum ne jucăm și noi, nu? Hai să dăm next. Play. El minte soția sau nu? Hai să traducem. Mai înșelat. Hopa, și el zice, desigur că nu. Și așa roșu în obrăjuri, pardon. Și... ok, se vede în oglindă partea dreaptă a gâtului pe care noi nu o vedem. Ok. Și cred că v-am dat click aici pe oglindă. What? Cu mamaia? I-a dat mamaia pupă pe gât ca așteptul să treacă... Ok, sunt confuz. Yes. Nu a înșelat iubita, a primit doar o pupă de la mamaie, că a ajutat-o, deci, ok. Nu știu ce se întâmplă, nu mă întrebați. Am deblocat un magazin cu cât continuăm nivelurile. Ok, este un joc foarte popular, posibil voi să-l fi jucat deja. Avea vreo 10 milioane de downloadări. A trișat el sau nu? Deci aici sunt doi oameni care se duelează. Practic merg spate în spate. Se duc la distanță egală, se întorc și acolo încep să tragă. Dar ăsta i-a tras cu spatele, n-are voie. Ei se împușcă doar când se întorc. Uuu, l-a cocoșat ăsta din spate. L-a plătit, lol. Ca să trișeze. Interesant. Da, a trișat că l-a plătit pe ăla. Ok. Ha. Mergem mai departe, presupun. Nivelul 7. This is our... Ok, stai. This is our target. Ah, îi zice șeful că asta e ținta pe care trebuie să o cocoșeze. Și asta își cocoșează șeful. E ceva la gâtul lui, dar nu-mi dau seama. Ui, soția lui! Wow! Deci are sens de ce și-a împușcat șeful, că șeful i-a zis să... cocoșeze soția, să o împuște. Bun, nivelul 8. Hai să vedem. Găsește criminalul. Aici controlează temperatura, nu timpul.
Uneori trebuie să folosești sliderul să controlezi mediul înconjurător. Hai să vedem ce se întâmplă. Care dintre ei? Ok, le e frig. De unde să dai seama care e criminalul dacă le e frig? Ok, aici sunt mai relaxați. La foarte cald? What? Ce? Avea față falsă? Sau ce s-a întâmplat? Avea mustat? Nu, nu dau seama. Era criminal că era deghizat? Feeling lucky? No. Lasă-mă doar să mă joc. Why did he... nu mai trăiește omul ăsta. Hey, iubita! Ce a făcut? Nu vedem nicio pată de sânge pe el. Deci stai să mă gândesc. Câinele? De ce e câinele nervos? Fata asta nu pare că are vreo treabă. Câinele? Nu e câinele. Cred că pierd dacă apăs de prea multe ori. Ia să-l fi cocoșat. Bună, iubita! Ce s-a întâmplat, men? A făcut infart asta că a văzut femeia? Că s-a plecat? What? Ok, nivelul ăsta cred că e puțin prea de tot. Adică pe cealaltă le înțeleg, dar ăsta nu cred că moare nimeni. Așa a făcut infart, i-a pușcat inima. Că a văzut o femeie că s-a plecat. Ce film e ăsta? Ce mă interesează? Am intrat să mă joc. Ia. Opa, o cere de nevastă. Ar trebui ea să zică da. De unde să știu eu dacă ar trebui să zică da? Ce știu eu, relația lor? Cine sunt? Ernest cu ochii din umbră? Ok, deci el a invitat-o la masă, dar până vine ea, se uită pe telefon și are un pahar de apă. Care zici că e un bol de ciorbă. S-a uitat la ea. Ok. Și-a cerut-o. Își căuta iubită. What? Își căuta. Deci asta e o aplicație unde întâlnești oameni. Și el căuta doar fete. Și alegea dacă le place sau nu. Dar n-a găsit pe nimeni. Și apoi a zis da, hai că o cer de nevastă pe viitoarea mea soție. Ar trebui să zică da? Nu! Să nu zică da! Că e un șarlatan! Te spargi de râs cu jocul ăsta. Ok, hai mai departe. Cine a adormit soțul? Deci ăsta e soțul ei, cred? Cum dă-mi seama după temperatură? Ok, le e foarte frig. Am înțeles, le e foarte cald. Opa! Stai că nu înțeleg. Deci ăsta cred că are o pupă pe gât. Sau ce e aia? Ăsta l-a înghiat pe ăla. Soția l-a pupat. Și practic ăla e criminalul. Interesant. Ready for harder levels. Challenge yourself. Da, vreau un nivel mai greu, ia. Cine este criminalul? Hai să vedem ce e mai greu nivelul ăsta. Și mă! Ok, ne mai uităm o dată. Deci ei sunt la masă. Ăsta pare că vrea să facă ceva. Fetele sunt cam ocupate. Iar ăsta are ceva ascuns acolo. Ce are ascuns? Un ceas? Și după e împușcat. Cine e ucigaș? Ăsta? Stai că nu-mi dau seama. Să fie tablou ăla? Poate e fata? Că scotea din poșetă? Păi dau click pe toată lumea. Vă prindeți voi? Ok, a scos un ceas. Care face ce? De ce a scos ceas și apoi dispare?
Hopa! A văzut în oglindă, mă! Păi și unde e chelnerul, că nu-l vedem. Ok, ok. Maybe... Ah, te se iau niște bănuți. Capitolul 2 o să-l deblocăm mai încolo, cred. Nu știu. Cine este îngropat de viu? Cine este îngropat de viu? Cum am putea să ne dăm seama, e întrebarea. Huh. Îngropat de viu. Înseamnă că trebuie să respire pe undeva. Pe unde respire, întrebarea? Dacă e îngropat de viu. Vedeți voi ceva ce nu văd eu? Nu. Nu-mi dau seama. Ha. Îngropat de viu. Ok, ăsta e primul la care nu mă prind. Dar să ne uităm ușor. Nu prea să tragă de Cred că primul, că se mișcă foarte mult. Dar de ce? Stai că nu înțeleg. De ce trăgea de sfoară? Care-i faza cu sfoara? Aia nu pot să pricep. Care era faza cu sfoara? Că trebuia să poată să respire într-un fel. Nu știu. Cine nu are iubită? Ia să vedem. Ok. Le face poză la spate? Ha? Ăsta nu are iubită? Că pune mâna pe ambele fete? Ăla nu are iubită, de ce? Că ținea mâna prinsă la spate? Nu-mi dau seama. Ok. Level 14. Bă! A tras ea sau a tras altcineva? Ok, pare că are gaură în tâmpla dreaptă. Deci... ăla a tras. Da, deci a fost... Ha? Cum e greșit? A avut așa pistolaina. Păi și stai, am văzut o imagine invers? Stai că n-am văzut. Nu, voiam să mai văd o dată. Cred că m-am uitat eu, era imaginea în oglindă, cred că era bine, da. Deci am greșit eu. What logo is this? Wow, ok. Hai că ne trolează puțin jocul, cred că vrea să ne țină de vorbă. Accident sau a fost intenționat, i-a tăiat cineva sfoara. Ăsta are un cuțit la el, deci. Râdea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu cuțitul. Bă, șobolan, uite ce a făcut. Da, n-a fost accident. Am deblocat muzeul. Ok. Ne deblochează clădiri. Ce ziceți de joc? Pare interesant. Te ține așa, engaged. Check the building tab. Claim. Nu știu ce fac cu bănuții, dar... Unlock the pub first. Eu sunt curios de astea dificile. Play this level to unlock. 22. Oh, deci la 22 ne prindem. Dovedește că el a prins persoana corectă. Ok. Păi să vedem cine. Lol. Sure. Aha. Pare că e persoana corectă, da. Și-a primit banii. Da, a fost bine. The deputy. Bun.
departe. Accident sau nu? Da, cred că accident, cred că intenționat, pardon. Poate putem vedea șoferul cumva? Ah, avem camera. Bă, a fost accident! Wow, era băut la volan și n-a văzut. Ha? Cum n-a fost asta accident? Atunci, dar ce mi-a arătat că a băut? De fapt, da, adică n-a fost accident, că a băut intenționat la volan și din cauza că era băut, l-a lovit pe ăla. Și eu de-aia m-am gândit că a fost accident, că el a băut, dar nu voia să-l lovească cu mașina. Știi ce zic? Dar se pune tot că n-a fost accident. N-a fost din greșeală. La asta mă refer. Ea este în viață sau nu? Nu. What? Ar putea fi în viață vreodată. Clar, scrie aici că nu. Opa, ce mă aia? Era un film! Ok. Alive. Dar nu putem să știm. Poate era un film și persoana chiar nu trăia. Mergem mai departe. Cine este în viață? Ok. Cred că primul, că își mișcă picioarele. S-a pus să doarmă șobolanul și se mișcă în somn. Ok. Ce fel de persoană este el, ne întreabă pisica. Special chapter. Este din Lion King. Ia mă, că avem un chapter special. Find the broken clock. Ceasul care nu merge. Ceasurile care nu merg. Ok, sunt puțin confuz, sincer. Fiecare ceas arată altă oră. Cum adică broken clock? Astea două arată... Dar cât e ceasul? E 9 și 5? 7 și 5? Astea două arată ceva, astea... Nu dau seama. La ce se referă prin broken? Că ăsta e 10.31, ăsta e 10.33. Și ăsta e stricat, și ăsta, și ăsta. Nu știu la ce se referă. Ăsta e stricat, mă, cred că se referea... Da, am înțeles, mergea timpul prea repede, la asta se referea. Eu mă gândeam că toate trebuie să fie la aceeași oră, dar nu erau. Cine este președintele? Cine este președintele? What? Ok. Deci asta e partea de sus. Și continuăm bara. Hai să vedem de unde continuă bara. Hop, hop, hop și bara, bara. Ia uite-l. Ia uite-l. Aha, asta cu haina roșie. A câștigat. Frumos, frumos. Vreau să văd nivelul ăla secret, ia. Ăsta greu, rău. Trebuie să-i ruinăm munca. Ok, să-i împingem cărțile? Au, e stricat ventilatorul. Afară plouă și deschidem geamul și suflă alea, 100%. Nu? Nu, nu, fii atent, trebuie să deschidem ambele geamuri ca să se facă curent. Da, mă, da. Ăsta era stricat 100% din tavan. Next expert level starts at level 32. Deci dacă mai vreți să facem niveluri de se experte, apăsați like și ne vedem data viitoare. Pa!